Binecuvântat să fie Domnul. Vă salut pe toți care ați ales în dimineața aceasta să fiți aici și mulțumim mai mult decât tot și mai mult decât orice Domnului că este prezent. L-am simțit de când am intrat în locul acesta și îi mulțumim lui că până aici ne-a vorbit. Noi am vorbit cu el, el a vorbit cu noi și doresc ca prin Duhul Său cel Sfânt să vorbească mai departe fiecăruia dintre noi și Domnul să fie acela care să ne binecuvinteze. S-a citit aceste versete din FSN, din capitolul 5. Aș vrea să adaug un verset din 1 Petru, capitolul 5, versetul 8, alături de acest text, unde spune Fiți străși și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Aceasta este slujba pe care ce rău o are și caută în dreptul nostru a fiecăruia, ne pândește și caută ca un hoț să fure tot ceea ce Dumnezeu ne-a dat bun și valoros. Și hoțul nu caută decât ceea ce ne spune Cuvântul Domnului în Ioan, capitolul 10, versetul 10, prima parte, ne spune că hoțul nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. Și cu toții ne aducem aminte, de asemenea, de pilda samaritianului și în Luca, în capitolul 10, cu versetul 30, ne spune câteva lucruri acolo, ceea ce face hoțul acesta, ceea ce face tulharul acesta, care cuvântul Domnului ne spune că este diavolul, zice despre omul acesta că a căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit, l-au bătut zdravân, l-au lăsat acolo aproape mort. Aceasta este ceea ce diavolul vrea să facă cu fiecare dintre noi, cu casele noastre, dacă reușește, cu biserica lui. Vremurile pe care le trăim, dragii mei, sunt vremuri grele și când mă refer la aceasta, mă refer la faptul că din punct de vedere spiritual, pe zi ce trece, lupta este tot mai tare, tot mai mare. Și sistemul acesta în care trăim se luptă tot mai mult să distrugă aceste valori binecuvântate pe care Dumnezeu le-a așezat, valori care ne-au fost încredințate de Dumnezeu. Și de aceea cuvântul Domnului în dimineața aceasta ne îndeamnă în versetul 15 și 16 din FSN 5, ne spune așa, luați seama deci să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. Diavolul este acela care caută să ne atragă și să ne pună în situații și în poziții în care să fim orbi, să nu vedem și încetul cu încetul să ne distrugă, încetul cu încetul să ne depărteze de fața lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne să fim înțelepți în vremea aceasta. Doamne ajută-ne să umblăm cu băgare de seamă. Să răscumpărăm vremea, dragii mei, pentru că, așa cum spuneau, diavolul vrea să ne fure tot ce este mai frumos. Vrea să ne iei pacea, vrea să ne iei credința, bucuria, puterea. Și voi puteți să adăugați la această listă mai departe lucrurile minunate pe care Domnul, prin Duhul Său cel Sfânt, prin Cuvântul Său, vrea să le așeze și să rămână în inimile, noastre. Și ne mai având aceste lucruri, ajungem în poziția aceea în care nu mai suntem plăcuți Domnului. Ajungem să fim goi, ajungem să fim firești, ajungem să fim morți, aproape morți, poate chiar morți, unii dintre noi, și Domnul să fie acela care să ne păzească. De ce ajungem în această stare? Pentru că nu vegem. Ai milă de noi, de fiecare, de familiile noastre, Doamne, de biserica ta și nu ne lăsa să ajungem în astfel de stări. Domnul ne cheamă în versetul 16, ne spune, răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. Cuvântul Domnului ne îndeamnă în această vreme ca să punem preț mai mult pe timpul care ne-a fost dat. Să punem preț în a ne sfinți mai mult, să punem preț în a de Domnul mai mult în vremea aceasta, să punem preț în a umple cu putere mai mult și să ajungem să avem aceea viață din belșug despre care cuvântul Domnului în partea a doua a versetului 10 din Ioan 10 pe care l-am citit, spune că Isus a venit, El, păstorul cel bun, a venit ca să ca oile Lui să aibă viață și viață din belșug. Doamne ajută să fie așa, Doamne ajută-ne și dă-ne această viață din belșug. Așa cum spuneam, cel rău nu ne plândește doar pe noi ca indivizi. Cel rău caută în vremea aceasta să distrugă familii, caută să pună, să rupă familii, să aducă tulburare în familii caută în vremea aceasta cel rău să ducă tulburare în biserică, în poporul lui Dumnezeu. Și mă rog ca Domnul să fie acela care să ne dea putere și să ne împotrivim celui rău, să ne împotrivim cu tot ceea ce suntem, să ne unim unul cu celălalt și să ne împotrivim. Cuvântul Domnului de asemenea ne îndreamnă la lucrul acesta în 1 Petru, în capitolul 5 cu versetul 9 și mai este un verset în, în Iacov, pe care aș dori să-l citesc, în capitolul 4, versetul 7, spune astfel. Iacov 4 cu 7. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Doamne, ajută-ne! Ajută-ne, Doamne, să ne împotrivim celui rău, supunându-ne lui Dumnezeu. Acum, întrebarea se pune, ne-a păgubit cel rău pe vreunul dintre noi? În dimineața aceasta, dragii mei, nu știu dacă și ce pagubă ți-a făcut cel rău, dacă a reușit să facă vreo pagubă în viața ta spirituală sau în viața ta de familie, în biserica lui Dumnezeu, dar cred că e important în vremea aceasta, înaintea cuvântului Dumnezeu, cred că e important în ziua aceasta, în dimineața aceasta, ca împreună cu mine să ne cercetăm fiecare dintre noi și să vedem unde cel rău ne-a lovit, unde cel rău a făcut o pagubă în viața noastră, și să privim lucrurile acestea ca, ca o fisură într-un zid pe unde diavolul a reușit să intre și în dimineața aceasta, identificând lucrurile acesta prin ajutorul Duhului Sfânt, prin cuvântul său, să căutăm să sudăm înapoi lucrurile acelea care au permis ușa aceea deschisă prin care celor rău a intrat. Și Mă rog Domnului ca să ne dea lumină fiecare dintre noi, să ne dea harul acesta să putem conștientiza, să putem identifica locul, felul, lucru prin care cel rău a putut să aducă pagubă în viața noastră, a putut să ne fure puterea, a putut să ne fure pacea, a putut să ne fure bucuria. Acesta este țelul lui, aceasta este dorința lui. Și Luptă împotriva noastră cu toată puterea lui și dacă luptă astăzi într-un fel, mâine va lupta în altul și în fiecare zi are o altă strategie. De aceea este important ca să stăm înaintea Domnului și să căutăm, să fim atenți, să veghem, să punem preț pe timpul care Dumnezeu ni l-a dat și să sacrificăm din alte lucruri, dar nu din asta înaintea Domnului și a căuta să ne umplem de putere. Există un verset în Osea, în capitolul 7. Și anume versetul 9, care spune astfel despre Efraim. Spune despre Efraim, niște străini îi mănâncă puterea și el nu-și dă seama. Îl apucă bătrânețea și el nu-și dă seama. Un lucru tragic, dragii mei, să locuiești în poporul lui Dumnezeu, ani de zile, aici spune că îl apucă bătrânețea, deci este un timp îndelungat, ani de zile să locuiești în poporul lui Dumnezeu, și să nu-ți dai seama că cineva, că ceva, că o atitudine, că o stare te golește și rămâi gol și te dezbracă de tot ceea ce Dumnezeu a pus în tine. Și diavolul, prin strategia lui, fură tot ce este mai de preț. Te lasă gol, te lasă fără de putere. Ba mai mult te depărtează de Domnul. Este vremea, dragii mei, să ne trezim dacă dormim. Așa ne spune cuvântul Domnului în versetul 14. Zice, de aceea, zice, deșteaptă-te, tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. E vremea mai mult ca niciodată, dragii mei, să ne focalizăm pe lucrul acesta, să ne verificăm cum stăm, cum suntem la capitolul Sfințire, cum suntem la capitolul plin de putere, plin de Duhul Sfânt. Și mă gândesc dacă acum de multe ori, ne clătinăm. De multe ori, poate în anumite situații, suntem atât de slabi. De multe ori, acum, în vremea aceasta, între noi sunt lucrurile care sunt. Oare cum va fi în zilele care vor urma, care nu se, alea, nu se arată a fi zile bune, nu se arată a fi vremi ușoare pentru copiii lui Dumnezeu, în mod special pentru copiii lui Dumnezeu. Vin vremuri în care ne va fi foarte greu. Cum ne va fi atunci dacă acum ne clătinăm, dacă acum nu putem sta în picioare? Și în Ieremia în 12, în capitolul 12 din Ieremia, ne spune în versetul 5 astfel, Dacă alergând cu cei ce aleargă pe picioare, ei te obosesc, cum vei putea să te iei la întrecere cu niște cai? Și dacă nu te crezi la dăpost decât într-o țară liniștită, ce vei face pe malurile îngânfate ale Iordanului? Deci dacă acum când este pace, când este libertate, cât încă avem harul acesta ca nimeni să nu ne oprească, să venim într-un loc ca acesta, să ne manifestăm credința, avem din belșug toate lucrurile, avem la dispoziție toate lucrurile și suntem în vremea aceasta, dragii mei, de multe ori neplăcuți înaintea Domnului, ne clătinăm, Diavolul ne lovește în tot felul și parcă pe zi ce trece tot mai mult se ridică împotriva noastră. Dacă acum se întâmplă lucrurile acestea, când este liniște, când este pace și obosim, ce vom face când valurile se vor ridica, așa cum spunea versetul? Doamne, îmbracă-ți tu poporul, întregește-ne, fă -ne să fim una, dragi, Doamne, și ai milă de noi, dă-ne înțelepciune. Umple-ne de Duhul Tău cel Sfânt, ai milă de noi. Aceasta aș dori să fie rugăciunea noastră a fiecăruia. M-am întrebat, dragii mei, și cred că este o întrebare justificată sau o întrebare care s-a născut în inima mea. Uitându-mă la viața mea, uitându-mă la noi, uitându-mă în general la ceea ce se întâmplă în lumea aceasta, M-am întrebat, oare noi, noi mai suntem penticostali? Noi mai avem credința sau viața de credință bazată pe temelia apostolilor, așa cum ni se, așa cum ni se spune, așa cum credem, așa cum ne place să spunem. Mai este aceasta o realitate în viața noastră, în bisericile noastre? Sau diavolul a fost acela care ne-a păgubit de asta? A furat asta din multe biserici azi a furat asta din viața noastră. Îmi aduc aminte când eram tânăr în vremea aceea și înainte de vremea aceea, viața bisericii era alta decât cea de acum. În adunările noastre, Duhul Sfânt, Duhului Dumnezeu se manifesta cu semne și minuni. Oamenii de atunci, biserica se înmulțea, darurile Duhului Sfânt erau mult mai prezente și mulți Mulți de aici, dragii mei, mulți sunteți cei care puteți confirma lucrurile acestea. Nu sunt povești. Chiar dacă pentru mulți de aici sau pentru unii dintre tineri le se pare că sunt doar povești, noi le-am trăit. Le-am văzut, am fost în ele. Și m-am întrebat ce s-a întâmplat cu noi? Ce s-a întâmplat cu Biserica lui Dumnezeu? Ce s-a întâmplat cu mine? Că nu mai pun preț pe lucrurile astea. Nu mă mir că în vremea aceea părinții, bunicii noștri, au fost în stare să țină piept prigoanelor, au fost în stare să stea în picioare, indiferent de ceea ce venea în viața lor, indiferent de cât împotrivire era împotriva lor, eu aștept un singur lucru, că trebuie să stea în picioare și aceasta știau că nu o pot face decât prin Duhul lui Dumnezeu. Și alergau. Doreau cu orice preț să aibă credința lor bazată pe credința apostolilor, De ceea ce apostolii au așezat ca și temelie. Și mi-am dat seama că erau mult mai înțelepți. Deși ne place și auzim expresia aceasta, bătrânii noștri n-au avut prea multă carte, dar îmi dau seama că au fost mult mai înțelepți decât noi. Deși cunoaștem astăzi multe lucruri, ne este plin capul de tot felul de lucruri. Și cunoaștem și ne lăudăm că știm multe lucruri. Dar ei au fost mai înțelepți și înțelepciunea nu știe, de, nu înseamnă cât cunoști, nu înseamnă câtă carte ai. Nu sub forma aceasta se măsoară înțelepciunea. Și înțelepciunea este ca ceea ce știi să împlinești. Doamne, ai milă de noi. Ai milă de noi. Acești înaintași ai noștri au știut că Dumnezeu este Sfânt și s-au sfințit. Au știut că nu pot sta în picioare și nu pot duce mărturia Evangheliei și nu pot duce credința lor mai departe decât prin Duhul Său cel Sfânt, prin Duhul lui Dumnezeu. Au știut că nu pot sta în picioare și nu pot fi plăcuți lui Dumnezeu și s-au silit să fie plini, plini de Duhul lui Dumnezeu, onorând întotdeauna pe Duhul lui Dumnezeu. Și poate unii dintre voi vă spune astăzi, dar și noi onorăm pe Duhul lui Dumnezeu. Întrebarea mea e și în dreptul meu, dragii mei, nu, nu mi-o luați în nume de rău, nu arunc asupra nimănui. Întrebarea care s-a născut în inima mea, dacă mai sunt acolo unde trebuie să fiu, a fost pentru mine în primul rând. Dar o aduc și înaintea dumneavoastră și haideți în dimineața aceasta să ne cercetăm și să vedem, mai suntem ceea ce trebuia să fim sau ceea ce trebuie să fim. Am fost atenți? Am rămas tot la același standard? Suntem în stare să ducem mai departe ceea ce ne-a fost încredințat? Se pare că nu. Cât de ușor ne-a furat cel rău? Încetul cu încetul, n-a venit dintr-o dată. Nu dintr-o dată am renunțat la lucrurile acestea. Nu dintr-o dată am lăsat ca puterea să se scurgă din noi și să nu mai punem preț pe manifestarea darurilor Duhului Sfânt. Se vorbea dimineață despre sănătatea aceasta mentală cu care mulți dintre noi poate am trecut pe acolo. Și când mă refer la sănătate mentală, nu mă refer la o boală psihică, ci la stresul, la apăsările, la depresia, la toate lucrurile acestea care atacă eu cred din toată inima că atunci când un om este plin de Duhul lui Dumnezeu, lucrurile acestea nu-l pot birui. Și voi știți lucrurile acestea, nu vă spun lucruri noi. Câtă vreme vom fi plini de Duhul lui Dumnezeu, dragii mei. Cel rău nu ne poate birui cu astfel de stări. Dar așa cum spuneam, ne clătinăm acum. Ce vom face mai târziu? Ce vom face mai târziu? Dacă acum când ne putem întâlni unul cu celălalt, nu suntem în stare să stăm în picioare. Ce vom face atunci, poate? Când? Nu știu. Poate pentru noi va fi altfel. Dar eu cred că vremea care vine va fi mai grea și tot mai grea pentru fiecare creștin de pe globul acesta. Indiferent că suntem în Australia sau suntem într-o altă țară. Alții suferă deja de acum. Dar noi avem harul. Avem harul, dragii mei, ca în dimineața aceasta, împreună cu mine, să ne cercetăm. Am dat un exemplu cu aspectul acesta, dar cred că este, este cel mai important cu privire la Duhul Sfânt, cu privire la puterea care ar trebui să fie între noi. Și m-am întrebat de multe ori, așa cum am spus și repet, ce s-a întâmplat cu noi. Ne-am lăsat dezbrăcați atât de ușor de acestea. Nu mai punem preț pe ele cum ar trebui. Ai milă de noi! Ai milă de noi, Doamne! Ai milă de noi și nu ne lăsa. Nu-i vinuiesc pe cei tineri. Ci mă vinuiesc pe mine. Pentru că ceea ce am primit n-am fost în stare să duc mai departe. Și ei poate astăzi și au tot dreptul să privească așa și nu sunt vinovați. Noi suntem vinovați. Li se pare că tot ce povesteam și tot ce povestim și tot ce spunem de ceea ce Dumnezeu făcea înainte pe vremuri, li se pare că spovești. Pentru unii din ei, pentru alții nu. Dar este vina noastră că este așa. Însă cuvântul Domnului ne aduce aminte din nou astăzi în Evrei, capitolul 13, cu versetul. 7 și 8. Și te rog, afișează lucrul acesta. Zice, aduceți-vă aminte de mai mari voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seama la sfârșitul, lui, la sfârșitul, felului lor de viețuire și urmați-le credința. Isus Hristos este același, ieri, azi și în veci. Aici este concluzia. Isus Hristos a rămas același. Poate care va aici să spună că El s-a schimbat, standardul lui, poruncile lui s-au schimbat. Poate să nege cineva că viața de atunci, trăirea de atunci din biserici era una greșită, ca noi, că noi trebuie să fim altfel. Ei erau mai aproape de temelia pe care au pus -o apostolii, mult mai aproape ca noi și au stat în picioare. Și de aceea eu am ajuns să cunosc cuvântul Domnului și de aceea eu am ajuns să am harul să-L cunosc pe Domnul. Pentru că a fost unul lângă mine care mi-a arătat cum să trăiești pe o căință. Și prin faptul că am văzut viața lui, nu doar vorbele, prin faptul că am văzut viața lui, am zis, este ceva adevărat, este ceva vrednic de urmat. Doamne, milă de noi, de fiecare dintre noi în dimineața asta. Ai milă de noi, ai milă de noi și ne trezește, pentru că Tu, Tu, Doamne, ești același. Și vestea bună este pentru fiecare dintre noi, pentru că cred că ori de câte ori cuvântul Domnului, ne mai vorbește. Cred că ori de câte ori Domnul ne mai dă harul să auzim cuvântul lui Dumnezeu, este o binecuvântare pentru noi, este o oportunitate, o dragoste care se manifestă la lui Dumnezeu față de noi când încă ne mai putem schimba, cât încă putem să ne trezim, cât încă putem să schimbăm lucruri în viața noastră. Sunt pagube pe care cel rău le-a făcut în viața noastră. Sunt ani, poate, pe care i-am avut, au trecut și nu mai putem recupera. Lucrurile acelea nu le mai putem recupera. Sunt poate pagube în mijlocul nostru, în biserica noastră, care poate niciodată nu se vor mai putea recupera. Și aceasta din vina noastră. Sunt lucruri care se pot recupera. Dar un singur lucru știu. De astăzi pot fi altfel. De astăzi pot fi altfel. Și dacă până acum ne-a înșelat cel rău, de astăzi pot să fac în așa fel prin ajutorul Domnului, prin Duhul Său cel Sfânt, prin dorința de a fi plin de El, pot să fac în așa fel încât cel rău să nu mai câștige nimic de la mine, cel rău să nu mai câștige nimic de la familia mea, din biserica sa. Doamne ajută-ne și ascultă-ne rugăciunea aceasta. Avem încă harul acesta, dragii mei, așa cum am spus, deșteaptă-te tu care dormi, deșteaptă-te, scoală-te din morți, și Hristos te va lumina. Măriți să fie Domnul, măriți să fie numele Lui. Și apoi, dragii mei, Cristos, Domnul Iisus, este aproape să vină. E aproape să vină. Nu știu, poate voi pleca eu înainte, poate va veni El. Dar un lucru stă pe paginile Scripturii scris și deschideți, vă rog, în 2 Corinteni, în capitolul 5, vreau să citesc aceste versete și vreau să vă las cu aceste versete și Domnul să fie acela care să ne binecuvinteze. În 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 2 și versetul 3, spunea Pavel aici astfel, și gemem în cortul acesta, plin de dorința de a ne îmbrăca peste el cu locașul nostru ceresc. Aceasta este dorința noastră, așa -i? Să vină vremea în care să plecăm de aici și nu oriunde, ci în Împărăția Lui Dumnezeu. Să avem acel locaș ceresc. Și zice cuvântul Domnului în versetul 3, negreșit se va întâmpla lucrul acesta, negreșit, dacă atunci când vom fi îmbrăcați, nu vom fi găsiți dezbrăcați. Doamne, îmbracă-ți tu poporul tău, îmbracă-ne tu cu haina, cu haina aceea a neprihănirii. Îmbracă-ne Tu, Doamne, cu Duhul Tău cel Sfânt, ca ziua aceea să ne găsească sfinți, să ne găsească aproape de Domnul, să ne găsească plini de Duhul Său cel Sfânt. Haideți, dragii mei, ca împreună cu mine să ne silim și de astăzi încolo să nu mai permitem celui rău să ne păgubească, să ne fure. Ajută-ne, Doamne, să fim treci și să fim vegători și umple-ne Tu, Doamne, cu Duhul Tău cel Sfânt. Domnul este gata să ne umple cu Duhul Său cel Sfânt. Contează cât de mult îmi doresc eu și cât de mult îți dorești tu. Și fiecare dintre noi știm ce avem de făcut. Totul rămâne la latitudinea noastră, dacă vrem. Eu vreau să fiu îmbrăcat în ziua aceea, împreună cu casa mea. Și doresc ca fiecare din ce, cei ce sunt prezenți aici, fiecare din cei ce aparțin caselor noastre, să ne găsească ziua aceea îmbrăcați, ca Domnul să fie acela care să ne ia la El. Să fiți binecuvântați de Domnul. Amin.